16 bebeluși au venit pe lume în cele 3 zile de Crăciun la spitalul din Roman. Primul nou născut, un băiat de 3300 de grame și scor Apgar 10 la naștere, a venit pe lume în dimineața zilei de 25 decembrie. Alți 3 băieți și 3 fetițe s-au născut în prima zi de Crăciun. În ziua de 25 decembrie, la Spitalul Municipal de Urgență Roman, au fost aduși pe lume 7 nou născuți, 4 băieți și 3 fete. Au fost 4 nașteri prin cezariană și 3 nașteri naturale, copiii având greutate între 2380 și 3950 de grame. Primul nou născut al zilei de 25 decembrie este un băiat, a fost adus pe lume prin operație de cezariană la ora 10:30, având greutate 3300 de grame și scor Apgar 10. În ziua de 26 decembrie s-au născut 3 băieți și 2 fete, 2 dintre ei au venit pe lume prin naștere naturală și 3 prin operație de cezariană. Pe data de 27 decembrie s-au născut 2 băieți și 2 fete, cu greutate între 2950 și 3650 de grame. Toți copiii născuți în cele 3 zile de Crăciun au venit pe lume la termen, primind la naștere scor Apgar între 8, 9 și 10.